Așa cum am promis, aș vrea să discutăm în ultima noastră parte, pentru că mai avem câteva minute, despre Corvinul, despre planurile de viitor, că am auzit că aveți planuri mari, vreți să promovați, am înțeles că se pregătește stadionul și, cel mai important, se pregătește ca echipa să fie de drept privat sau, mă rog, să aibă investitor privat pentru a avea dreptul să promoveze. Am citit și am auzit bine, nu? Păi o să o luăm foarte pe scurt, așa. Proiectul a plecat de 3-4 ani, inițiat de primarul municipiului Hunedoara, Dan Băbăoțanu, împreună cu Ioan Andone. Au avut o discuție, au făcut un plan. Am reușit să promovăm din al doilea an, nu din primul, datorită domnului Vasile Miriuță, care ne-a estompat elanul. Acolo a fost iarăși un punct de cotitură în care... Asta-s puțin să explicăm de ce, că da. Poate nu știe toată lumea. Păi Vasile s-a ocupat de Baia Mare și noi, fără nicio înfrângere, am ieșit pe locul 2, doar cea de la Baia Mare, în care a fost suficient ca să ne mai țin un an în Liga a 3-a. Nu ne-am pierdut crederea, am păstrat, și aici iarăși vreau să evidențiez că poate unii făceau greșeală și dădeau antrenor afară, tot primarul municipiului Dan Băbăuțanu a hotărât ca antrenorul să rămână și să-și continue proiectul. Am reușit din anul al doilea, rezultatele se văd, unitatea, omogenitatea grupului și a echipei ce înseamnă. În paralel, tot așa de vreo 7-8 ani s-au plecat dorința noastră de a face și un stadion nou la Hunedoara, pentru că la noi orașul, nu numai echipa de fotbal înfloiește, și orașul este în reconstrucție. Și tot în această perioadă de când a venit domnul primar. Și suntem aproape. Stadionul va fi în 21 ianuarie, se vor deschide plicurile, licitația, se vedea cine va câștiga. 60 de zile sunt pentru verificare, urmează proiecția și execuția în următoarele luni, 6 Cam luni. Când estimați că veți avea un stadion nou la? Păi noi sperăm ca anul viitor, în toamnă, să începem construcția lui și 3 ani de zile durează, 3 ani jumate. În acești 3 ani jumate v-ați propus să promovați? Adică v-ați propus să promovați încă de la anul, nu? Bineînțeles, până în vară se va schimba statutul. Explicați-mi, cum funcționează asta și de ce unele cluburi au drept de promovare și unele nu? Și cele care nu au drept de promovare, cum a fost și Corvinul, ce pași trebuie să parcurgă, cât de scurt puteți, ca să devină echipă cu... Că poate aud și cei de la Steaua și alții, sau nu știu, care n-au. Mai mult ca sigur, Federația a considerat că, fiind de drept public, un privat nu se poate pune cu statul. Și că statul e atât de darnic încât o să dea atâția bani la echipe, încât nu o să poată să concureze cu ei. Părerea mea este că este fals. Pentru că sunt bani publici și trebuie foarte bine justificați. Deci nu se pot face așa, fără sac, fără fund, la acești bani. Din punctul ăsta de vedere, cred că s-a greșit, pentru că nu este un echilibru și acolo. Din acest motiv, noi o să încercăm să schimbăm, ca să avem șansa de a promova. Văd și câteva imagini care rulează și mă bucură. Păi ilustrez cu meciul istoric pe care l-ați făcut, nu? Da, cu Șepși, da. Și cu lumea extrem, extrem de entuziastă pe stadion. Da. Ce faceți dacă promovați înainte să termine stadionul? Unde jucați, apropo? Noi avem un plan să jucăm, încă n-am hotărât, dar probabil să nu pățiți, că... Doamne ferește, cum a pățit Chindia de și-au construit o localitate, am dorit cât mai aproape de Hunedoara, având în vedere că noi suntem mai multe orașe apropiate, 10 km, 12 de Hunedoara, să încercăm să găsim o variantă. Deocamdată... deci acolo local, deci nu vreți să local, plecați local, da. Pentru că noi de asta am promovat să jucăm pentru publicul din Hunedoara. Modificarea statutului se va face printr-o asociație sportivă, care este modelul, din câte am înțeles, și al echipei de UTA Arad, Hermannstadt, Clujul. Am înțeles. Sunt trei acționari. Neapărat primăria municipiului Hunedoara, un privat, și sunt în discuții avansate, domnul primar e în discuții avansate și Consiliul Județean, ca să formăm acest grup. Deci explicați-mi, nu trebuie să vină un acționar majoritar, ci trebuie să vină un acționar punct. Da. Aici vor asta fi... nu știu, da. Eu credeam că trebuie Mai multe forme, noi o să alegem asta, în varianta asta am înțeles că se ocupă de acest proiect, v-am zis, domnul primar.
Și din câte am înțeles, asta va fi varianta care o să, pe care o să mergem noi, pentru că au dat rezultate și la alte echipe din Liga 1. Întrebare de un milion de puncte, că asta acum mi-am venit, nu mi-am pregătit-o. V-ați gândit în vreun fel să îl cooptați pe Mircea Lucescu în acest proiect nou? Că mă gândesc că ar fi jackpot. Da, din ambele, pentru că și Mircea Lucescu știu că a spus inițial că se retrage, dar sunt convins că va rămâne în fotbal într-un fel sau altul. Știrea și a apărut și în ziar. Da, aveți inițiator, direct. Da, tot inițiatorul a fost tot primarul. I-a și făcut a doua seara, imediat după ce a aflat că se retrage. I-a făcut un comunicat și bineînțeles, deci direct din seara când a apărut știrea. Și bineînțeles și prin Andone, care el este, ține legătura foarte mult cu Nea Mircea, că nu e așa, am rămas, nu-i spune Nea Mircea, și a transmis mesajul că este așteptat la Hunedoara, nu neapărat ca președinte sau susținător, într-un fel sau altul, nu contează să cum, fie, că la vârsta asta, da, un mentor, da, să fie alături de noi. Deocamdată așteptăm să vedem care va fi răspunsul dânsului. A, deci încă nu ați primit, dar n-ați primit niciun refuz. Deci va lansa cartea, are o carte pe care vrea să o lanseze. Noi îl așteptăm cu mare drag să o lanseze la Hunedoara, chiar la Castel, dacă se poate. Suntem apropiați, mai ales că în club fac parte și foștii lui elevi, Gabor, Nelu Petcu, care e șeful Centrului de Copii și Juniori, Nicșa. Suntem aproape acolo toți și cred că și-ar dori Ioan Andone, care face parte din Consiliul de Administrație, și cred că va fi alături de noi dacă va fi nevoie. Știu că e un public cald acolo de fotbal și că știu că fotbalul, cum să spun eu, e la el acasă, tocmai și, sau mare parte datorită și lui Mircea Lucescu, că el a învățat lumea cu fotbalul acolo. Vrei să-mi pregătești o altă întrebare pe care mi-ai pus-o și la pauză? Nu neapărat. Despre care vorbească? Mai avem puțin timp și oricum... Ce se întâmplă dacă, ca în alte părți, dacă... Dacă nu mai iese primarul care acum iubește fotbalul și peste 5 ani iese altul și spune pa la revedere. Cum a fost la Brașov, cum a fost la Timișoara? Întâmpla, bine că mi-ați adus aminte. Da, nu se mulțumesc că mi-ați adus la Hunedoara. În primul rând, lumea iubește foarte mult fotbalul. Momentan, zic eu că la câte s-a făcut în oraș, și v-am spus că reconstrucția este nu numai a echipei de fotbal, s-au dus în paralel cu toate, deci și a orașului. Probabil că dacă pleacă într-o funcție mai undeva mai sus, dar hunedorenii iubesc fotbalul și ei sunt cei care vor adică impune... Adică vreți să spuneți de fapt că dacă ești ei primar vor impune acolo, dacă spui că nu dai bani la fotbal, pa la revedere, nu te mai votează. Da, da, da. Și bineînțeles că lozinca noastră este așa creată în care Corvino apare ca și Corvino, echipa comunității. Deci noi asta transmitem totdeauna. Noi suntem nu numai echipa orașului, suntem a întregului județ. Avem iubitori și în județele limitrofe. Așa că eu sunt convins că echipa va supraviețui. Scurt, foarte scurt, vă rog, suntem deja pe final de emisiune. Ce părere aveți despre faptul că play-off-ul în Liga Secundă e foarte posibil să aibă mai mult de două echipe fără drept de promovare în sezonul ăsta și cum ați rezolvat dumneavoastră situația asta? Că sunt patru locuri. Da, ne apărăm șansele până la capăt. Vrem să luăm locul întâi, deci clar că ne vedem de drumul nostru și vrem să le vedem cu acele medalii la gât. Restul, mai departe, va decide federația dacă se întâmplă ceva până în vară sau nu. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră. O să vă așteptăm și cu alte ocazii și așteptăm cu frigurare să vedem ce se mai întâmplă și la Corvinul, pentru că spuneam, eu am simțit acolo că oamenii iubesc fotbalul. Chiar sunt niște oameni minunați. Acum, eu am jucat acolo și chiar sunt profesioniști. Și uite ce a spus domnul Dan. Au mers mai departe. Da. Chiar dacă n-au reușit în acela, nu s-au dat bătut să... Au mers mai departe și asta, bravo lor. Asta. Vasile, îți mulțumesc și ție. Cătălin, îți mulțumesc și ție pentru prezență și îmi cer scuze că poate în ultima parte așa am conversat mai puțin, dar nu mai avem timp. Un noi invitat ne și... cam rar vii de faci pe la Cluj. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit o noapte cât mai liniștită.